Mântuitorule Iisus, așa cum sunt la tine, vin și mă închin înaintea ta și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru îndurarea ta. Îți mulțumesc că pe dealul din Golgota tu ai murit pentru vina mea, pentru păcatele mele, pentru ca să mă salvezi pe mine de la pierzarea veșnică. Îți mulțumesc, Mântuitorul Iisus, că mi-ai scris numele în cartea vieții. Îți mulțumesc că mi-ai dat dreptul să fiu al tău. Îți mulțumesc că m-ai făcut copil al lui Dumnezeu. Doresc ca inima mea toată să fie a ta. Doresc ca Duhul meu să fie înviorat de Duhul tău. Doresc ca trupul meu să-ți aparțină ție. Doresc ca eu să fiu un templu al Dumnezeului celui viu. Scumpul meu Mântuitor, își cer iertare de toate batările mele, își cer iertare de toate păcatele mele, ce le-am săvârșit înaintea ta. Sfințește tu mintea mea, cugetul meu, trupul meu, sufletul meu, duhul meu, sfințește-mă în întregime și ajută-mă să fac ce este bine și ce este plăcut ție, Doamne. Îți mulțumesc că mi-ai scris numele în cartea vieții. Îți mulțumesc că mi-ai dat dreptul să mă numesc copil al lui Dumnezeu. Îți mulțumesc că mi-ai pregătit un loc în ceruri. Îți mulțumesc că ești Domnul și Mântuitorul meu. Îți mulțumesc, Doamne, că ești Regele meu. Ajută-mă să-ți rămân credincios până la capăt. Ajută-mă să te slujesc cu scumpătat. Ajută-mă să-ți te slujesc cu dăruire și cu lepădare de sine. Ajută-mă să fac totdeauna ce este bine și plăcut înaintea ta. Ajută-mă să fiu la nivelul cerut de tine. Te laud, Doamne, și îți mulțumesc de harul tău nespus. Fii binecuvântat, Mântuitorul Iisus. A ta să fie gloria, a ta să fie slava, a ta să fie mulțumirea. Vreau ca acolo unde ești tu să fiu și eu. Vreau ca în țara de sus, în patria cerească, să fie casa mea. Vreau ca acolo unde ești tu să fiu și eu pentru vecii vecilor. Ajută-mă, Doamne! Binecuvintează-mi familia, binecuvintează-mi copiii, binecuvintează-mi soția, binecuvintează pe cei dragi ai mei, îndură de cei ce sunt pe calea pierzării, ai milă de sufletele care nu te cunosc ca Mântuitor și Domn. Lasă Duhul tău cel sfânt să lucreze în ei pocăință, să-i aducă la căință și la tine, Doamne. Mă rog pentru cei ce sunt pe un pat de suferință. Mă rog pentru cei neputincioși, pentru cei ce nu te cunosc ca Mântuitor și Domn. Ai milă în bunătatea ta, slavă ție, glorie ție, Doamne. Fii binecuvântat în veci. Amin.